Să vedem cam ce înseamnă, cam ce înseamnă, bă, ce mașină. Fiți atenți aici, ce întrebare am eu acum. Eu cu ce mașină plec la, la fast food? Deci, ce înseamnă, frate, să fii ca țiriac, așa, știi? Cu ce mașină plec eu? Uite, dați-vă și voi. Un milion de dolari mi-a propus să fac în jocul ăsta. Dacă voi reuși, vom vedea. Salut, sunt Aurel. Bine ați venit la un nou episod de Rain Simulator pe Iona Games. Bun, astăzi ne apucăm să facem ceva măreț, pentru că vă spuneam și episodul trecut, jocul am arătat ce a avut de arătat. Facem rost de bănuți. Vă să fac rost de bănuți pentru a strânge un milion. Ce am făcut între timp? Între timp aici am dărâmat cotețul la mic, da? Prea multe găini. Nu avem ce face cu atâtea ouă și plus că migăleam foarte mult la treaba asta cu ouă. Da, și atunci am zis că mai bine să mai scăpăm din ele, pentru că nu facem bani prea mult și pierdem foarte, foarte mult timp cu treaba asta. Bun, vă spuneam eu că vreau să fac un milion. Încercăm să facem un milion. Pentru asta avem nevoie de foarte multe produse să vindem, da? În special vom face bani, sper eu, cu porcii, pentru că acolo este prețul mare. Vindem carne și preparate din carne de porc. Ideea este că am făcut și cârnați de vacă. O să mergem și la magazin să vedem ce înseamnă asta în economia jocului, cam ce înseamnă ca și profit. Am văzut că voi acolo mi-a scris în comentarii că ar fi un pic de profit la treaba asta. Vom vedea și noi astăzi dacă într-adevăr să merită să cumpărăm văcuțe pe care să le omorâm. Și după aceea face cârnați din ele. Dar eu zic că cea mai rentabilă treabă este cu porci, da? Porci foarte mulți. Da, vom căuta noi o soluție. În garaj am tăiat și ultimul porc, da, pe care l-avem acolo în garaj din cei patru. Băi, nu îmi dă maxim, tati, nu știu de care e combinația, că îmi dă undeva la tot la 24 de bucăți, 26 de bucăți, pardon, da? Umplu două lăzi frigorifice din alea care încap 12 și mai am două bucăți. Nu știu care e combinația, nu știu care e șmecherea. Eu am văzut și am înțeles că sunt 30 de bucăți la fiecare godănac, dar nu mi-a dat mie. Poate au avut necas pe mine porcii, deși am lăsat foarte mult. Apropo de porci, am aici o problemă, trebuie să rezolv și pe asta. Într-una dintre celulele acolo este și anume un porc mort. Da? Virat imediat că avem probleme cu el. Bang. Da? Aici. Ia uite-l ea. Da? Cu limba scoasă. S-a îmbolnăvit de deces. Păi astea toate sunt mulse. Astea alte mai sunt. Mă gândeam în goana mea după milionul ăla de dolari în ferma noastră, mă gândeam să mai cumpăr și văcuțe. Vă vedea dacă este rentabil treaba. Ideea este că am și pentru voi o surpriză, da? Așa că rămâneți, vă rog frumos, aici lângă mine să vedeți ce am făcut eu în afara filmării. Ce s-au deșa? Ce a făcut? Da, am făcut eu ceva frumos, că v-am spus, eu m-am gândit la treaba cu Meleonu și am făcut și ceva frumos și el acolo, să vedeți voi în minute care urmează care este planul meu de atac ca să facem milionul. Momentan avem vreo 40.000. Bă, dar stai că trag pe astea de țâțe în toate direcțiile, da. Mai e una singură. Tu, tati, hai să te deblochezi și pe tine pentru următoarea întrebare. Am terminat și cu găinile din hambar, da? Nu mai mă omor cu ele, pentru că v-am zis treaba cu ouă care dau lag, da? Și am zis să nu mai mă complic. Va trebui să rezolv problema cu porcul ăla mort. Ia să vedem că aici e treaba bună cu să-i dăm. Așa, tati. Da? Legat de bani, 41.000, mai avem puțin până la 1 milion, nici măcar n-am făcut 100, dar în schimb am foarte multe produse la vânzare. Aolo, mai apare și un pui aici, de ce vei apar tu, mă, băiatule, mă? Ce să-ți fac eu ție acum? Uite, tu mă pui să fac aici, să...
Băi, problema este că am și anume astea pline. O să lăsăm pe asta aici și o să luăm o găină. Asta este. Ghinion. Da, cotețul, cele două cotețe au 20 de fiecare păsări, dacă prește maximă, și de asemenea cel de lux tot așa 20. Deci n-are rost să... De ce nu stai tu acolo pe... Ia. Poate să aleg după tine pe aici. Se numesc în cap, dar nu mai ajunge... De ce? Aici nu... A, stați un pic așa, stați un pic așa, că mai avem pe aici niște bușteni de ăștia. Trebuie să-i facem și cu asta mică o masă de asta, că... Că pe scândură nu vrea să stea. Hai facem cam partea cealaltă. Ia să vezi acum. Mutăm tubul ăsta aici și facem așa. Ia să vedem. Acum mai pleacă de aici? Pleacă, mă, băiatule, mă, care... Băi, de ce tu mă faci să fiu dur? Stai că am găsit acolo un colțul ăla, poate o prind aici. Stăm puțin pe bine, că trebuie să nimerim exact căpățâna. Asta era problema. Gata, tati. Ce să facem? Când se naște un pui, moare o găină. Asta este regula. Bun, băgăm aici la tocat. Ce este aici? Ta-na! Un pachet capcană. Băi, asta l-am folosit eu la ceva mai... O să vă spun așa ce l-am folosit. Asta este o saltea, tati. Da? Deci dacă este așa. O găsim la magazin. Uite așa, punem frumos. Și putem să dormim unde vrem noi. Ce dă să-și salvare. Problema este că nu e ca la cort să dăm salvare în timpul jocului, în timpul zilei, ci doar să dormim. Da? Deci, ne-am făcut treaba cu ea pe timp de noapte, dar problema este că nu ne ajută să salvăm jocul, ci doar noaptea să dormim. Da? E bună. Nu știu cât am dat pe avut, 25 de dolari sau ceva de gen. Unde mă duc eu cu asta, mă? Te-am și uitat. Așa, tati. Aici. Cârnați. Oricum, cârnați avem o grămadă. Bun. Mergeți să rezolv problema cu porcul, dar mă interesează 3 cutii de astea goale ca să luăm carne de acolo, dar m-aș duce și cu o mașină. Apropo, astea sunt toate spinia cu mâncare. Da? Iar avem de bănuți de făcut, de luat. Stai că ne învârtim un pic ca niște oi capi pe aici. La cârnați stăm bine. Da? La brânzică mai avem de făcut. Avem aici, ia să facem brânză până ne întoarcem noi de la porcușor. Să facem și anume două bucăți de brânză. Facem de alea scumpe, tati. Facem de alea scumpe. Hâț, hâț, hâț. Și am dat drum. Iar problema cu hâțul. Și problema cu hâțul, da? La prima logare, așa ne face. Bun. Mă trebuie să au o mașină, ceva, tati. Cu ce mergem noi până acum? Mergem cu... Facem naveta. Hai, bă, mergem cu asta, mă. Tot am scris eu pe acolo că e preferatul meu. Tu stai aici, tati. Stai aici, că mănânci găini. Da, tot a zis eu că ăsta e preferatul meu. Hai cu el, mergem cu el la porc. Ăți, trebuie să luăm niște cutii goale de aici. Op, frână am zis. Una am luat-o. Așa, tati. Și am luat. Băi, zici că mergem la... Zici că... Da, am pus și o strâmb, dar nu e problemă că... În cap. Mai trebuie una goală care o luăm daci. Ia-te ea. Așa, tati. Mergem să rezolvăm problema cu porcul. Oh, ce ai făcut, bobiță? Opa! Opa! Am căzut din hartă? Uite unde m-a aruncat, tati. Băi, na, jocul a început, tati, trebuie să... Mă gândeam că gata, tati, zic că am luat-o în freză, dar am înviat un pic. Stați un pic să-i dăm aici o bucată de râu. Op. Băi, cam stabil, cam instabil ăsta micul al meu. Ia uite. Nici nu pot să-l controlez. Eu l-am lăudat până acum, am zis, mamă, cel mai șmecher, cel mai tare, cel mai mare. Aș putea să intru pe aici frumos? M-a lăsat doamnele văcuțe să fac și o aroganță. Ia. Ușor, hai repede, repede, că acum ies fetele. Așa, tati. Hai că am venit cu trocarici. Oh! I-am spart și farul. L-am zăpăcit pe micuță. Op.
A venit aici că avem o problemă cu nenea porcușorul ăsta. Bă, tu nu... Ești afară? Hai, ieși afară dacă vrei. Dar nu cred că ai loc. Hai, mă, ieși tu afară, mai plimbă-te și tu pe aici. Hai să vedem proba. Una... Hai că facem așa și dacă să vedem cât în cap, cât în rămân în afară de două cutii. Deci două cutii sunt 24. Dă-te, draga mea, nu mă călca pe vacă, cu carne aici, tati, că ne strici și... Mezam plasul aici. Uite, porc pe afară, facem... Ce facem ăla pe afară? Pe... Să bat porci pe aici, nu știu. Am mai auzit cum o mai devreme când mulgeam vacile. Da, ce vă spuneam eu, două cutii și două bucăți, deci 26. Tot timp. Băi, dar tu te-ai băgat tu acolo în sufletul meu. Eu uite, mă, ce cum te fac ăștia, zici că e dinozaur, frate. Băi, ce fac ăștia, mă, să bat pe aici, am scris cu porci la concurs de tăiat porci, de bătut porci, de concurs de bătaie de bătut porci. Dați-vă așa, dați-vă așa că așa, tati. Op. Bă, dar nu prea place. Deci nu mai... Deci nu mai... Nu pot să... Ia. Bă, ieși afară, nu ieși afară, tu. Așa, e cam păcălit. Op. Ai văzut tu poarta acum? Mamă, ce te-ai fi plimbat tu pe aici. Da, bun. Am dat problema și cu porcul. Am evacuat... Am evacuat, mamă, am spart și mașinile pe aici, n-am niciun control pe asta date. Ia uite. N-ai să vezi. Deci, nu mai ești favoritul meu. Gata, nu mai ești favoritul meu. Am zis, i-am zis-o, gata, i-am zis-o. Vezi? Deci, i-am zis-o lui nenea. Punem aici lângă bancul de, mamă, zici că e bancul de la televizor, de la concursul ăla de bucătărielă. Da, ia. Avem aici frumos. Deci avem, facem asta. După aceea mergem la... Mergem într-un loc. Vă arăt unde ce am făcut eu într-un loc acolo. Lăsăm aici carnea. Dăm așa drumul la mișto, la doi cârnați. Ia. O dată aici. O dată aici. Bă, mă gândeam că am vreun pui pe aici. Zic, ce am făcut? Ia să luăm și pe nea Brânzeanu. Așa, tati. Așa, tati. Bun. Ne trebuie ouă, da. Mai am afară ouă, dar nu vreau să mai adun, că v-am spus, am păstrat doar două cotețe, dar cred că din alea două o să rămâne doar unul, adică cu 20, da. Dacă stau pe mine să mă gândesc că am zis că fac eu foarte mulți bani cu carne de porc, cred că o să mai lăsăm păsările, asta este. Bun. Hai să punem și aici, cât plecăm noi să fie treaba bună, o să fac... Mă, dacă n-am primat coșul ăsta de ouă, când la stânga, când la dreapta, când la stânga, când la dreapta. Hâț. Și cu hâț. Bang, 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 bang. Bun. Aducem altă mașină să încărcăm asta de aici. Vreau să mergem prima dată la fast food. Să vedem cam ce înseamnă... cam ce înseamnă... Bă, ce mașină? Fiți atenți aici, ce întrebare am eu acum. Eu cu ce mașină plec la fast food? Deci... Ce înseamnă, frate, să fii ca țiriac, așa, știi? Cu ce mașină plec eu? Uite, dați-vă și voi. Cu ce mașină mă duc eu la fast food? Bine, trebuie una cu... Hai să mergem cu asta. Trebuie una cu... Să nu facem paroganțe, că ne trebuie una cu porbagaj, ceva, ca să cărăm. Da? Deci, vă dați seama ce... În ce... Am zis, ce hal am ajuns? Să nu știu cu ce mașină să... Știți că sunt ca domnișoarele care stau în fața dressing-ului și eu cu ce mă îmbrac azi? Tu dă-te la o parte, mă, că nu mai vezi cu tine, că tu ai zis că ești cel mai șmecher, favoritul meu și te dai pe toate gardurile pe aici. Ia, tati. Trebuie să încărcăm aici. Băi, tu... A, stai că se prinde și aici. Măcar așa două de formă. Băi, într-una de astea sunt și cârnații de vită. Sunt curios cam câți bani ne dau pe alea. Am și cârnați de pasăre și de porc. Nu mai vrea aici? Nu mai vrea. Vedem acum, bine, nu facem noi bani aici pe treaba asta, deci vă dați seama că pentru $1.000.000
Asta e ambiția mea, frate. Am luat de la bunicul ferma să facem, să facem milionul cu ea. Vă dați seama ce mi-am propus eu aici, în capul meu. Sper să iasă. Acum noi încercăm. Da? Să ne facem milionar la ferma noastră. Nu vrea? Ia. Ia. Așa, tati. Hai să vedem și cu asta. Bang, 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 bang. Să, cât e ceasul? Este ora 6 seara. Surpriza pe care v-am pregătit-o eu o să fie, cred că undeva mâine. De fapt, în joc aici mâine. Că deja e să întunecă. Și mai avem și noi de... Ia o să așez așa frumos. Băi, stai să mă uit. Deci am luat drumul ăsta, mi-a aminte de episodul în care a rămas fără benzină, în care a rămas, cum îi spune, în pana prostului. Și acum cum o dă așa un pic de motor, așa mai lenteanu, zic, mamă, să vezi acum că iar rămân fără și am așa o tresărire și mă uit cu ochii acolo la rezervor, dar rezervorul meu are zeamă, deci nu e problemă. Da? Op, mamă, ce era să iau așa nume copacul. Op. Ia să vedeți. Ia să vedem ce se întâmplă aici. Avem 1,7 la n-avem la vită, avem decât puțin. Ia să vedem acum ce înseamnă în economia jocului carnea de vită. Cârnații de vită 665, deci prețul am dat 650 pe vacă. Și și ne-am făcut, mai aveam aici o pereche de cârnați, ne-am făcut și cu asta 127. Băi, mare lucru n-am luat, deci undeva la 100-200 de dolari profit. Bine, dacă prindeam multiplicatorul la mare, am vândut, mă? Am vândut. 54.000 avem, da? Dacă prindeam la mare, era șmecher. Da? Cum n-am prins? Bun, tot v-am zis eu de saltea. Hai să vă arăt și salteaua. Băi, de să nu salteaua un pic, după aceea merge la magazin. Să văd cum am folosit eu și anume acea saltea. Deci am cumpărat și ultimul obiect pe care se putea cumpăra din acest joc. Aoleu, ce m-am răsturnat eu cu... Da. Îi dăm pe viteză un pic. Ia, tanam. Hop. Stâlpul. Mergem puțin ca trenul. Păi, remorci astea pe aici de forestry. Ce facem noi cu ele? Probabil că o să apară ceva în update. Aștept cu interes update-ul din iunie. Nu știu exact data, dar abia aștept să mai aducă lucruri noi, pentru că jocul ăsta are potențial. Deci chiar m-a captivat, m-a fascinat. Ia. Hop. Ia să vedem. Hop. Deci hai să luăm... Deci asta este salteaua. Da? Deci încă o dată. Deci care combinație? Dacă punem salteaua așa frumos, da? Putem să dormim pe ea și să dăm save. Asta numai noaptea. Problema este că nu este ca la cort să dăm... cum îi spune? Să-i dăm... și un râ. Adică, uite, diferența între saltea și cort. Uite aici. Deci punem salteaua la umbră frumos. Ia stai mă așa. Vrem la umbră, uite așa, mai mult la soare. Da? Deci dacă ne ducem aici, avem E și R. Da? Dacă dăm R, se salvează automat jocul și putem ieși în timpul zilei. E, la ăsta nu putem să dăm R, pentru că doar noaptea putem să dăm salvare cât ne culcăm. Da? Asta e toată combinația cu... Hai să punem și pe asta aici. Da, hai că nu mai luăm cu noi. Și acum dacă facem o aroganță, ia să lăsăm pe aici undeva asta. Deci dacă facem o aroganță, luăm altă mașină. Da? Deci nu mai luăm pe aia, mergem cu aia, pentru că ne trebuie, o luăm pe asta. Hai, gata. Da, mergem la magazin, pentru că v-am spus, acolo începem să facem banii pentru un milion. Da? Acum să vedem dacă și reușim. Vă arăt ce am făcut acolo între timp. Uite cum se aude asta. Bă, asta are și un număr ceva aici. Nu se vede numărul. Ups. Cam derapează ea, dar nu-i problemă. Hai da, tati.
Hop, 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 hop. Ia. Da, deci aici am tăiat pădurea, frate. Deci aici am tăiat pădurea, aici am pus salteaua și am dormit noaptea. Pentru că am făcut asta, tada, da? Am făcut duita mai țarcu. Duita mai țarcu aici frumos. Sper eu să nu evadeze. Pentru că aici voi pune porci. Nu mulți pentru că ne o să ne dea lag. Acolo am pus salteaua, dormit, pentru toată treaba asta mi-a luat 4 zile în joc. Nu, în realitate, 4 zile în joc mi-a luat toată treaba asta și atunci a fost mișto cu salteaua. Seara frumos, puneam salteaua, dormeam. Bună ziua, doamnă, vrem să cumpărăm și noi 20 de porci. Ia să vedem, nu luăm mai mulți. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da? 20 de porci. Da, am dat frumos check-out, nu, check-out, ca la hotel. Da, ăștia sunt porcușorii, nu luăm mai mulți pentru că cred că o să ne dea lag. Deci așa stăm cu 20 de porci și vă dați seama că de aici facem și anume profit, dar va trebui să le dăm și de mâncare. O să luăm și apă. Doar 5 putem să luăm de apă, nu e problemă. O să luăm și, asta știu că pot să luăm 10. O să luăm și 10 din astea și ne mai trebuie, hai să luăm 5 găleți, da? Să luăm mai multe? Hai, tot, 5 îmi dă voie. Da, mă, ce caut, am zis bine. Hai să mă luăm că 5 găleți. Avem 10 porci cu 10 găleți de așa și se cred că mai cumpărăm și de astea. De mâncare. Acum era o șmecherie, acum sunt două variante. Ori să îi tai aici așa, cum îi spune, o să îi le vând carnea, crezi că ăla e ursul, zic uite bă, ursul partea asta. Ori, nu știu dacă îmi dă voie să pun aici înăuntru, să pun o de aia de tocat carne. Ar fi o combinație, să stau la magazin, să toc carne. Da? Hop. Păi sper să nu evadeze ăștia pe aici, să sară gardul. Le-am făcut de 4 la... acasă acolo unde am pus un garaj, a fost de două, da? Le-am pus 4 aici, da? Sper să nu sară gardul. Ca atât le trebuie. Hai să prind și pe aici. M-aș risca să mai au ceva porci, dar mie să nu dea așa nume lag. Hai să încercăm cu 20, să vedem care e combinația. Le punem mâncare la mititei, le punem și aici frumos apă. Ia. Bang. Și aici bang. Acum va fi o problemă când venim noi la cumpărături, da? Da, nu e problemă că se rezolvă. Vom sări gardul. Da, pentru că mai trebuie pentru păsări, ne mai trebuie grăunțe. Dacă în hambar acolo toată lumea se alimentează automat, aici problema va fi pentru păsări. Pentru că ele vor trebui să cumpăr de aici. Și trebuie să fac mai multe drumuri de aici, de la zona asta de vânzare până la gard acolo. Da? Ia. Păi, până acum ăștia nu sar pe aici, nu? Să-mi spuneți dacă săriți gardul. Păi scrie-vă număr. Mai trebuie o găleată. Uite aici. Așa, tati. Mâncare au băieții. Va trebui să vin să le dau de mâncare, pentru că să nu pățesc cum am pățit cu aia din garaj. Am uitat de acolo de ei și 3 din 3 s-au îmbolnăvit de deces. Au murit de foame săraci. Bine, erau mari, aveau 26. Băi, mai mult de 26 mie nu-mi dă... Am văzut că scrie deva 30, dar mie îmi dă numai câte 26. Nu știu care e combinația la porci. Am lăsat-o câte... Bă, nu intră în magazin. Deci nu fii cu... Da? Nu fiți porci. Băi, deci acum... Am făcut la propriu o mare porcărie, da? Da, așa se spune porcăria, că unde sunt mai mulți porci, este porcărie, da? Uite apa, băi, deci... Uite cât ai spațiu, așa, porci de aia crescuți ecologic, date, deci au spațiu, deci nu mai e o problemă cu treaba asta cu spațiu. Ia. Hai că le-a cumpărat și mâncare la greu. Doar să vin din când în când pe aici să văd ce fac porcușorii. Păi aș putea să cumpăr și așa și vaci. Da? Dar va trebui să iau foarte multe găleți, să le pun
Sau știu pe care am us, pe care n-am us. Da. Odată și aici. Și mai am o găleată. Băi, apă cred că e suficientă. La mâncare va fi o problemă, dar apă zic că e suficientă. Da. Ia să vedem. Hmm? 20 de porci frumos. Băgați aici în țarc. Bă, mă, aș mai lua 10, mă, deci mă mănâncă. Câți bani mai am? 47.000 de dolari. Mă mănâncă un pic pielea. Hai să mai luăm mâncare la ăștia mici. Ia. Deci putem să luăm 10 saci. Câți? Câți? Le punem mâncare aici cât cuprinde, că sigur mai uite ei pe aici și săracii să nu moară de foame. Ia uite. Luați de aici, dați. Păi, deci le-am luat, cât am luat? 30 de saci de grăunțe de-astea, sunt 20 de porci. Eu zic că e arhi suficient. Ia uite. Mâncare ca la Balamuc. Da, un să întorc ei, mai mâncare. O dată și încă o dată. Vezi acum că să vin cu duba să-i grăi tăia. Care tocmai de aici, ia. Mai vreun sac de la nedesfăcut? Dragii mei, spor la treabă, da? Aveți apă, aveți mâncare, spor la treabă, faceți mari frumoși, da? Ia uite. Deci ăștia au băut apică, ăsta un pic mai trebuie un pic de apiță. Da. Ăsta tot cu care merge. Bă, tu vezi să evadezi statistul. Tu cauți pe aici, deci exact punctul slab. Da? Cam ceva de genul. Da? Hai să mergem și la a noastră fermă. Îi lăsăm cu mințea aici frumos să crească. Să se facă mărișori. Hop. Și ne ocupăm de fermă. Da? Pentru că avem destrâns $1.000.000, da? Pentru asta trebuie să facem... O grămadă de treabă. Op. Băi, deci am văzut un cerb în dreapta, așa cu adorcului. Deci nu mai am treabă cu ei, tate. Bă, dacă la început când îi vedeam, mamă, ce alergam și îi împușcam, acum nu mai avem treabă, tate. Ce-a făcut, mă? Mamă, pe bune, urbu cu bordura aia. Deci până acum n-aveam tate treabă cu toată lumea. Deci pe cerb, pe căprioare, pentru că te-am dus de bani. Acum, dacă avem dita mai ferma, da? Cu păsări, cu porci, cu vaci, cu tot ce trebuie. Hai să punem mașina în locul aici. Hop. Mă bate gândul tare să mai scot un cote de ăsta. Nu știu de ce am așa o vagă bănuială, pentru că nu vreau să mai... Ia. Mă complic. Nu mi-e decât când adun ouă. Deci când adun ouă e jale. Tu ce cauți aici, mă? Te băga cu capul în gard. Vine și tu aici. Hai să... O dată tu. Începe să blocăm văcuțele. O dată tu. Trebuie să mă mișc repede, pentru că ele la ora 21 și-au program de somn. Da? Care mai ești pe aici? Ia și tu aici, blocat la motorul întrebare. Și mai am o singură găleată cu... Matale aici. Hai. Și de asta și începem. Hăț. Da, trebuie să facem bănuți, că acum facem 1.000.000. Bine, primul pas este să facem 100.000. Da, încercăm și cu 1.000.000. Dacă avem porcii acolo mulți, dar o să încercăm să vedem dacă vindem carne direct. Era frumos dacă putem să punem cât vrem mușchiul nostru, dar nu putem. Băi, mai am o grătă aici, mă. Deci mai este o băcuță. Și pe asta am murs-o. Deci mai este una. Uite, mă. Ha, tu credeai că scapi? Păi n-am eu gălețe numărate. Am gălețe numărate, fata mea, deci nu o să pune problema. Am pus 6 găleți de la ultimul update cu... S-a făcut 42 de litri pe... cum spune? Pe canistra aia, sau cum spune, pe rezervorul ăla. Deci nu mai avem tată treabă. Avem două... Uite, am 6 găleți și am și asta, îmi spune, că mai am de mult încă 4. Da? Deci nu e problemă, n-ai cum să scape. Nu ai cum să scape vreuna, că... Acum, mă gândeam să mai cumpăr și văcuțe, dar mi gândesc foarte mult la
La murs. Hai că i-am dat lui asta toate. Ia. Trei găleți. Hop, hop. Facem năniță și pe aia dimineață când ne trezim, mergem la magazin să vedem ce fac porcii noștri. Da? Vedem cum stau porcii ăștia acolo, ce au făcut ei peste noapte, dacă s-au mai mărit. Mă trebuie să facem nani ca să treacă ziua și după aceea mergem o fugă până la... Ia. Mergem o fugă până la, magazin, ce s-a întâmplat cu porcii noștri. Ce s-a întâmplat acolo, dacă au luat un pic greutate, dacă mai au mâncare, dacă au apă. Da? Mergem o fugă până acolo și după aceea ne întoarcem și ne ocupăm un pic de cănățărai. Mergem tot cu asta? Hai tot cu asta, nu e problemă, chiar dacă avem noi alea în cutie acolo. Op! Am prins un buștean de la noi, problemă. Vreau să văd ce se întâmplă cu, cu mașina mea când ia curbă. Nu, vreau să văd ce se întâmplă cu porcii. Ia. Și avem 20 de porci acolo. Bine, mai am și... Dacă s-a venit să mă gândesc la fermă, câte am? Am 6 celule. Dacă aș pune câte 2 în fiecare aia, sunt 12 și cu 4 în garaj, 16. Aș putea să fac și la fermă, dar doar că la fermă trebuie să-i și car. Să-i car, să-i bag acolo, să-i mut. Ați văzut că nu vor din prima. Era să mă zic eu, ia, ce e aici în prăpastie? Leu, ce e aici? Da? Deci cred că e mai miștoacă treaba cu... Ușor, 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 puiule. Păi, deci asta nu trece calea ferată, mă, nu știu care e combinația cu mașina asta. Oh, stai că am uitat de magazin. Hai, dăm o tură până... Ia uite căprioara, ia uite căprioara. Deci cum stai în fața mea să o împuș și nu mai vreau să mai împușc. Frână! Jocul ăsta nu se celează la mașini, dar nu e făcut cu mașini, este făcut cu animale. Op! Hai, tati! Hai, da, hai, da! Ia să vedem noi ce se întâmplă la... Op! Vreun porc ceva mort? Bă, la greutate... Opa, că un pic au luat în greutate. A? Băi, n-au murit porcii. Toți sunt... Uite. Băi, nu mă mâncați pe mine aici. Cam nervoși porcii ăștia aici. Ia uza. Parcă un pic s-au înălțat, nu? Sau mi se pare mie? Ia. Uite, am mâncat de aici. Uite, era mai mică grămada. Băi, mâncare au, apă au, nu e problemă. Da? Îi băgăm pe ăștia mici la... crescut. Și vedem când să fac ei de mari, vedem cam ce înseamnă asta în economia jocului. Câți bani ne aduc nouă... Băi, dar ce a rămas gol aici. Uite mă, cerbul iar. Dic cerbă! Deci nu mai băgăm cerbul în seamă, frate. Până acum ai căut... Bine, până acum. În prima episoade, mamă, ce îi alergam, ce îi căutam, ce îi benoclam, ce îi... Și acum n-am mai treabă, tate, cu ei. Lasă-i, tate, că noi avem ferma noastră. Da? Ia. Băi, de mi-a făcut dita mai drumul pe aici. Da? Și o iau pe boscheți și apoi pentru toți bolovanii. Dar am vrut să mă duc în spate, ce la bucătărie. Că aici e treaba. Aici e treaba. Îți! Da? Pentru că aici avem de făcut noi treabă. Aici băgăm banii să facem milionul. Da? Îți! Hăț. Aici trebuie să punem milcul. Ia să punem și frumos ouțe. Și de-astea și de-astea. A, problema care este așa, o să continuare. Da. Ne mai trebuie ouă și în partea asta, dar va trebui să mergem noi să adunăm ouă, dar în afara filmării, pentru că nu mai ne lungim. Ideea este în următor, vreau să fac $1.000.000 în ferma asta, pentru asta mi-am cumpărat 20 de porci și mai am porci aia pe în fermă, vedem, poate cumpărăm și ceva văcuțe ca să fie treaba bună, ca să adunăm 1.000.000. Vedem dacă reușim sau dacă măcar facem jumătate sau cât putem să facem din acest challenge. Bun, dacă v-a plăcut acest episod, vă invit să apăsați butonul de like, de asemenea și butonul de subscribe. Până data viitoare, un sărbători călduros, salut!